Am intrat pe ultima 100 de metri cu sărbătorile de iarnă, iar ținutele trebuie pregătite din timp. Atât pentru Crăciun, cât și pentru Revelion, îmbrăcămintea trebuie să fie specială. Vedetele s-au orientat ce vor purta la concerte sau alte evenimente. Trebuie să ne facem un cadou pe cinste sau să vină moșul cu niște lucruri așa cât mai bune, de calitate și călduroase. Și dacă vorbim de căldură, pot să-mi dau și asta jos, că deja e foarte cald. Încă nu m-am gândit, că cu siguranță o să am o vestă de o blană pe mine. Având în vedere că va fi foarte frig, blana nu va lipsi din ținuta mea, iar restul ținutei probabil că va fi o rochiță, depinde unde vom petrece revelionul, dacă îl vom petrece la restaurant, nu știu, poate în piață, la un concert, acasă, habar n-am încă, dar cred că încă nu m-am decis, dar pentru orice am alege, cu siguranță o ținută în care să ne simțim noi bine, e tot ce contează și evident, ceva care să ne țină de cal, pentru că noaptea va fi foarte frig. Sărbători frumoase, să vină moșul cu tot ce vă doriți. Bine m-ați găsit, adică uite în ce loc drăguț m-ați prins înainte de Crăciun, printre aceste minunății, niște blănuri de care sunt absolut îndrăgostită. Și uite ce piesă frumoasă am pe mine acum. De Crăciun voi petrece împreună cu familia, deci o să fiu ceva într-o ținută foarte relaxată, însă de Revelion deja mi-am pregătit ținuta pentru concertele pe care o să le am. Și o să fie în aer liber, deci piesa de rezistență va fi o blăniță pe care încă n-am ales-o. După ce o să le văd, o să aleg. Pentru că în aer liber o să-mi trebuiască cu siguranță. Nu știu ce vreme vom avea de Revelion, însă am prins și cele minus 22 de grade undeva în parc, în sectorul 3, și atunci chiar aveam o nevoie de o blăniță. Cred că ceva colorat va fi pe deasupra, pentru că ținuta mea de scenă o să fie cu negru și atunci o poate de culoare va fi o blăniță. Și uite ce culori frumoase aici, uite, coraiul ăsta portocaliu, uite, foarte multe culori. Uite, verdele ăsta. Ocazie foarte, foarte bună pentru cine s-a lăsat pe ultima 100 de metri să-și facă un moft, un cadou. Putem alege, predominant pentru doamne, sigur, o hăinuță de cu părul scurt din Vizon sau din Cinșila Rex sau o hăinuță cu părul mai lung din vulpe, din vulpe polară sau vulpe argintie. Prețurile încep de la 790 de lei o vestă de blană până la 15.000 de lei o haină din Vizon american cu guler de lynx sau ceva din gama premium.